Știți că noi seara suntem supărați ca familie și ne punem să ne rugăm, că noi ne rugăm și când ne punem lângă pad, noi suntem certați la cuțit dar ne punem să ne rugăm. Nu vorbi toată ziua, dar fiți foarte atenți să se întâmplă vis-a-vis -vis de diagonala lui Timotei. Asta e o expresie din tenis. <laughs> Pentru ce credeți că se rogă ăla din dreapta și aia din stânga? În diagonală se rogă. Pentru ăla la alt, săracul, zice, vezi că și-o pierd mințile. Trezește el, zice. El, de aia la altă parte, crede că somnul morții îl dorme ea. știți cum e? E ca la Marco Nechifor. Marco Nechifor care și-a întâlnit studenți în parc, în Iași și nu la biserică. I-a pus în genunchi în centru, în copou să se roage, și ăștia au zis, Doamne, dă înțelepciune la fratele Marcu. Marcu, stând în picioare în fața lor, tot o amin, -amin a fost. Și când s-a -o ridicat, au o zis, mă, numai odată ai putut să te tu să ceri înțelepciune pentru tine și atunci ai cerut-o pentru mine. Că uneori noi nu suntem atenți la noi. Și de aceea și apar tot felul de convulsii în viața de familie. Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească casele noastre. Poate vă întrebați de ce acest atac fără precedent asupra familiei. Pentru că este. Uh, Familia desorgintă de divină. Este invenția lui Dumnezeu. Și diavolul în vremea finală este asaltul acesta asupra a tot ce înseamnă uh, normă divină, a tot ce înseamnă instituții. Nu atacă el fabrici și uzine, el atacă acele instituții unde Dumnezeu își arată slava și uh, în acele instituții care îi promovează interesele și împărăția. De aceea este acest asalt uh, asupra uh, principiilor familiei, asupra vieții de familie. Și uh, sigur că ne întrebăm, vis-a-vis -vis de provocarea din seara care sunt provocările familiei, ce e atât de complicat, de ce familia de astăzi o duce atât de greu. Și vis-a-vis uh, -vis și de rugăciune, știți că atunci când nu vedem niciun pericol, nici nu tânjăm să ne rugăm. Avem o soră, profesoară, care din când în când trece pe noi de la noi, ei profesoară la noi, dar noi la noi în biserică, și ea spune: "Frate Marcel, nu mi se pare normal să te rogi fără pasiune." Nu mi se pare. Ea e mai introvertită de felul ei, dar când se roagă, zici că e un coleric, pentru că e extrem de pasionată. Și citisem undeva că rugăciunea este pe măsura pericolului pe care îl vezi. Dacă copilul tău ar fi într-o clădire în flăcări, zice, și tu uh, ai fi undeva și ți-ai dat seama că e acolo, cum ai spune, am aici un băiat, e aici în clădirea asta, păi undeva, nu știu sigur, nu sunt, așa, așa îi spune? Știți, un, un unghi de-a lui mamă, am vrut să zic de-a tău, Uh, uh, dai unchi de mamă-ta, frate cu tata Ludana. El a fost conducător în biserica pentecostală mulți ani, fratele Emil, are o vârstă venerabilă acum, 98 de ani. A trecut printr-o criză, cred că s-a mai stabilizat, dar uh, și fratele Emil, pe vremea când el conducea, zicea, Am o chestie care nu-mi place în biserică, care. Când pun frații, amintesc că fratele XYZ urmează să facă o slujire ambonală, oricare ar fi ea, uh, în timpul cântării urmează să vină și să slujească. Am așa o chestie, zice el, că vine ca la ghilotină. Pe ultimul vers din cântare. Zice, nu știu, ori vrei să se dea epocăit, că e așa liniștit, când se gata cântare. Băi, vine pe prima strofă. Vino cu forță, curaj să ne dai. Dar când te vede sala cum vii, ei, aș vrea să fiți cu inimă bună. Biserica e a Domnului indiferent prin ce vom trece Seara asta am vrea să ne uităm la cel puțin trei provocări Aduse de trendul vremii De, de situația în care trăim Cumva sunt niște situații care vulnerabilizează ideea de cămin la orice vârstă La orice vârstă Adică atunci când copiezi modele uh, culturale În mod implicit vei avea și efectele uh, pe măsură Și de aceea uh, pasajul care vi-l citesc nu este adresat familiei dar așa cum spunea Timotei, familia mare e, forma, e formată din familii mai mici. Și tot ce se aplică familiilor, familiei mari, se aplică și familiei mici. Sunt aceleași principii care guvernează viața de familie cu mici particularități, însă aș vrea să citim pasajul acesta din Efeseni, capitolul 5. Haideți să ne ridicăm, să citim câteva versete din Efeseni, capitolul 5, cu 1. Din start, primul verset atacă prima mare provocare, criza asta de modele care ne destabilizează pur și simplu. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din plinci în acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumina în Domnul. Umblați deci, ca niște copii ai luminii. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Câteva chestiuni pe tema aceasta a familiei. Sau cel puțin trei adevăruri care uh, merită subliniate, la care merită să fim atenți în viața de familie. Deja am afirmat că uh, familia este în vizorul Domnului puterii Văzduhului pentru că familia este dintr-o altă împărăție. Familia este dintr-o altă împărăție, uh, aparține în exclusivitate Creatorului. Niciunul dintre noi n-am avut absolut uh, nicio idee despre familie, absolut tot ce ține de spectrul acesta numit familie. Uh, uh, nu numai că a inventat-o, a legiferat-o, a reglementat ideea de familie și nimeni nu își poate permite să aducă amendamente la legea familiei. Uh, tocmai de aceea suntem o societate suferindă pentru că amendăm legi pe care nu noi le-am legiferat. Ne pe... Fără să știm care sunt urmările, ce a fost în mintea legiuitorului, a inventatorului, atunci când a pus în scenă această operă. Și atunci când ne amestecăm în treaba lui, atunci lucrurile încep să se complice. De aceea ni se spune că avem un model de urmat și că niciodată nu ar trebui să fie modelul cultural modelul nostru. O primă provocare a societății noastre, a bisericii, a familiilor, este asaltul cultural și dărmarea valorilor prescriptive divine. Adică până și în biserică am ajuns să credem că familia trebuie să-și dea niște update -uri. Că nu-i normal familia să fie aia, că trebuie să fie asta. Fără să ne dăm seama care sunt consecințele. Care sunt consecințele? Păi consecințele au fost abdicarea capului familiei de la statutul lui, ajutorului potrivit de la statutul ei, abdicarea copiilor de la statutul de copii și au devenit regi. Și lista poate continua. Textul acesta este, sau adevărul acesta este subliniat în versetul 2 care spune să ne mișcăm într-o zonă de influență a lui Dumnezeu că orice ieșire în decor este extrem de costisitoare. Când Dumnezeu spune umblați în dragoste, în esență, El zice trebuie să vă mișcați într-o zonă de influență a Lui Dumnezeu. Spațiul circumscris de voia Lui Dumnezeu. Orice plecare din zona aceea anulează certificatul de garanție pentru căminele noastre. Așa că avem cămine blazate că epuizate. Soții care se uită în soare, așa, pierdut, n-are absolut nicio satisfacție. Soți care vin greu acasă. Le spuneam, m-am întors de undeva de afară și le spuneam, dacă tu când intră bărbatul tău în casă, zici, sunt moartă, țin l tu un pic i-ai făcut o primire că mâine, săptămâna viitoare, va veni cu trei ore mai târziu. De altfel, vă spuneam că e foarte greu de înțeles oboseala noastră uh, de astăzi. Adică ce? Bunica au avut 11 copii, 5 vaci în grajdi, 50 de oi pe câmp, teren fără măsură de lucrat și uh, o fost și nevastă, o fost și mamă, și gospodină și tot ce vrei. Și-a murit ca Avram după o bătrâneță fericită și sătulă de zile. Noi are 30 de ani, e puizată. Și foaia de parcurs încă e lungă, dacă Dumnezeu e bun. E puizată. Are femeie la copii, are mașină de spălat, mașină de spălat vase, mașină de uscat haine, cineva îi le întinde, când vine bărbatul, e o epuizare totală e ieșire în decor adevărat că uh, culoarea albastră a monitoarelor, a iclanelor, a display-ului în general uh, îți aduce acasă o nevastă epuizată dar nici asta nu-i sănătos îi spuneam la Timotei stând de vorbă cu el uh, ascultă cât e penibil, zice mi-o cerut ăsta să mă urmărească pe Insta că noi în prescurtări vorbim uh, cine ți-o cerut? Cu tare, vrea să mă urmărească. De obicei, noi, cum să spun, pe noi ne urmăresc 30 și noi urmărim 300. Cum să ceară nevastă mea să urmărească nu știu pe cine, pe Instagram? Băi, noi, noi am înnebunit toți. Cum adică între prieteni? Ascultați că de, de, de ciudat sună, între prieteni, are prieteni. Și între prieteni te uiți pe listă. Dar ce te uiți dacă îți dă voie că n-ai acces? Are cu scanare facială de salut, poți să aduci și experți IT, acolo nu intri. Că intimitatea nu cu tine, e cu telefonul. E o ieșire în decor. De aceea, o primă provocare a familiilor de astăzi este asaltul cultural și pierderea valorilor creștine. Familiile își permit să iasă din spațiul circumscris de voia lui Dumnezeu, și aplicat textul acesta la familie, ni se spune că bărbatul are o responsabilitate de cap în casă. Atunci când bărbatul abdică de la statutul ăsta, din vari motive, pleacă și vine peste trei luni. Vreți să facă casă la copil. Păi e născut, nu zice, dar naște luna viitoare. E o abdicare de la e o ieșire în decor. Îți permiți ce Dumnezeu nu a legiferat atunci când a reglementat și legiferat familia. Asta înseamnă o ieșire în decor. Știți de pildă bărbaților, mă uit în diagonal la asta așa un pic, la 20 de grade. Știți că dacă un tată în familie frecventează uh, regulat biserica și mama nu vine deloc la biserică peste 50% din copii vor rămâne în biserică? Și că dacă mama frecventează biserica și tață de loc, îi 10-15% numai. De ce? Pentru că funcționează o regulă statuată de Dumnezeu a preotului. E foarte... Noi ne-am gândit că raportul stă invers. Dacă mere mama, nu. Dacă tata îi serios, adică să achită de responsabilitatea lui de preot, atunci când pasajul acesta spune umblați în dragoste, zice, mișcați-vă într-un spațiu unde se manifestă autoritatea lui Dumnezeu. Nu-ți permite ieșirile în decor. Ieșire în decor înseamnă odată să abdici, pentru că asta se poartă. E o presiune teribilă. Am dărâmat modelele divine și am adoptat modele culturale. Și modelul cultural îi neasumarea responsabilității. Am găsit fete care nu vor să se mărite, mi-au zis că încă nu au găsit un băiat responsabil. Eu luat că adică, o mașină, eu făcut și casă, dar nu au avut grijă de el. Și ăsta nici nu știi ce e, bărbat sau fată. Îl găsește la coafor, își vorbsește sprâncenile, și face unghiile. Este o abdicat la statutul lui de bărbat. Avem bărbați, avem în sensul genului, a sexului. El, el e masculin, dar nu e bărbat. Și noi suntem într-o criză acută de bărbați, că bărbații o abdicat în familie mai întâi de la responsabilitatea de preot. Și familia e suferindă. Adică, oricât ar merge mama la biserică, trebuie preotul casei care să ridice un altar acasă. Ne trebuie ăia din biserică care să aducă liniștea în biserică ridicând un altar. Dar o abdicat de la statutul ăsta. Noi nu ne rugăm pentru că vine acasă, îi rupi o obosă, să trânche și ce crede? Un oh, device ceva, un aparat. Doi, uh, sunt oameni care se uh, 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 abdică de la responsabilitatea conjugală. Cum adică te-ai dus patru luni? Câți ani ai? Păi, 30. Bun, unde te-ai dus tu? A, zice, odată pe lună, zice, vine nevastă-mi, ziceam e clar, e stabilită, zice frate Marcel, stai liniștit, lasă că vezi tu liniștea. Asta e liniștea dinaintea furtunii. Bărbatul abdică ca și ea de la responsabilitatea conjugală. Și aici Dumnezeu nu lasă loc de absolut nicio interpretare. Aici zice, lucrurile astea sunt obligatorii, că eu sunt creatorul și eu știu cum am creat pe fiecare a abdica înseamnă a te crea de te crede mai deștept. A face convenții matrimoniale, a spune soțului, am stat de vorbă, mi am sfătuit și am zis că da, mă duc patru luni, că e consens, nu am plecat așa de capul meu. Vezi că asta e o ieșire în decor. Asta e o ieșire în decor. Asta înseamnă să nu te miști în zona de influență a lui Dumnezeu ca familie. Abdicarea de la statutul de preot, el nu e cititorul de Biblie în casă. El nu-i omul care invită căminul la rugăciune. El nu-i capul care ține familia lângă Dumnezeu. Nu. El e unul care aduce bani. Îi și asta o responsabilitate, dar până la, la responsabilitatea asta economică e drum lung. La urma urmei, ce-ai folosi unui om dacă își prăpădește sufletul? Sau ați auzit că la ce folosește folosești unui om să, să zidească o casă? Există sentimentul inutilității, numai degeaba. Pentru ce? Deci, uh, uh, cu ce ne confruntăm? Ne confruntăm cu un asalt teribil asupra pozițiilor, a locului, a ce o să Dumnezeu despre familie. Am schimbat modelul, am adoptat modelul cultural și aici este o influență feministă înspăimântătoare. Ultima lor deviză e o lume fără bărbați. Vă lăsăm pe voi, vor rog uităm în diagonală. Dar asta înseamnă ieșire în decor, pentru că nu asta o legiferat Creatorul. Și tu te uiți la tine acasă, mai întâi, Doamne, ajută-mă să mă mișc în zona ta de influență, în perimetrul circumscris de voia ta. Dacă ca bărbat, asta înseamnă să mă asum statutul de preot, că asta e legiferat, e clar, e cons e consfințit asta. Doi, să mă achit de responsabilitatea de soț și am responsabilități conjugale. Și pentru că am acceptat și aici oferta culturală, dragii mei, aici deja intrăm într-o zonă cu turbulențe serioase. Aici intrăm într-o zonă, trebuie să spui centurile de siguranță, zburând prin America, undeva prin Arizona, au fost turbulențele așa de mari, că au picat bagajele din cabine de sus sări tușile și-au picat bagajele. Și prima care o țipat -o, a fost o stuardeză. No, când intri în zona asta, responsabilitate conjugală, aici intrăm într-o zonă cu turbulențe. Aici să vedeți cum oamenii să cred stăpâni. El îi de trei luni, cu o de la statutul de preot. O să vei să mergi cu copiii la biserică, dar lui îi trebuie preotul. Are nevoie absolut altfel, familia intră în dezechilibru. Îi nevoie de relația conjugală pentru că e așezată, e legiferată. asta nu e negociabilă, povestea asta. Și noi renunțăm la asta, dar asta înseamnă ieșire în decor. Și dacă ieși în decor, asta înseamnă să rupi parapeții de pe margină și să-ți permiți niște chestii. Dumnezeu zice, poți să -ți le permiți, dar ai pierdut garanția. Ai pierdut garanția, nu mai ai nicio garanție, ești ca și cum ai zbura fără, fără niciun GPS, ești al nimănui. Ca să nu mai vorbesc că sunt tați, bărbați care uh, uh, renunță chiar și la responsabilitatea aceasta socială, aia de a vorbi între noi. Avem nevoie asta absolută. Nevasta trebuie să vorbească cu tine, dar vezi, nu pe cameră. Doar nu vă imaginați că uh, rețele de... auziți cum îți numite? Rețele de socializare. și are? Nu are nicio treabă asta cu... Dar auziți cum eu zis? Asta e o rețea de socializare. Și sub asaltul acesta cultural, zice, Doamne, ce ne-am face? Zice, de, de n-ar fi WhatsApp și, Doamne, ce ne-am face? Observați? Astea sunt provocările. Să înlocuiești realitatea cu virtualul. Să crezi că a vorbi între noi Cu psani și cântări de laudă Înseamnă să stăm pe cameră Dar nu-i bai, numai să vină bani Este o, o escaladare a valorilor Este greu de imaginat Am întâlnit și aici câțiva frați Am zis da, de ce s-a de întins? De 20 singuri da. Mă duc așa zis, de două ori pe an Uu, De două ori, păi atunci ai grozav de două, de două ori pe an De 20 de ani Că, și când vreți să mergeți acasă? Și mai am, cred că anul ăsta și apoi ies la pensie. Păi la ce să vă mai întoarceți, am zis, acasă? Să vă încurcați medicamentele? Pentru ce? V-ați nenorocit cei mai frumoși ani și am când vreți, când vă scoatem băcuță pe o stradă, prin Beclean, pe aici, prin dos, să stați la drum? Aia, de aia vreți să veniți acasă. Nu o dea muzic și eu ca domnul, nu am dormit. Observați? Ce? Cât de, în ce hău ne afundăm? Imaginați-vă că pruncii ăia au crescut cu abdicarea capului. Ăla se va însura. Dar nu a avut parte de model. El nu a avut parte de model. La el modelul lui capul, e nevasta. E mama sa. Tata, rolul lui în principiu e să lucre de la șapte dimineața până la opt seara și să-l vedem pe cameră. Imaginați-vă ce deformări producem în generațiile de azi. Ce înseamnă umblați în dragoste pentru o femeie? Păi înseamnă să nu abdice niciodată de statutul de ajutor. Dar o plecat capul, ce să facă? O plecat că nu mai tăcut ea. Zice, am fost ieri la cafea la asta, mamă ce au, ce are să mergi și tu. Ăsta fără minte să ia și pleacă. Că să sunt umilit. Orgoliu masculin să știți că e mult mai pronunțat decât cel feminin. Dacă nevastă să i zice că alu aia o a adus și și-o schimbat în casă, el se simte umilit. Renunță la toate categoriile responsabile și pleacă. Apoi se gata casa, dar nu mai are cine sta în ea. Unu la mansardă, unui în demisol. Ei au laptopul lor fiecare. Își trimit mesaje, să văd pe cameră, că o să obișnuiți așa, Înțelegeți? Deci mai întâi, provocarea asta, lipsa modelelor, o adus un model cultural, o presiune teribilă, care ne-o motivat odată în plus să abdicăm de la statutul funcțional al unei familii. Dacă schimbăm rolurile, nu mai funcționează familia mică. Dacă nu funcționează familia mică, nu funcționează nici familia mare. Adoptă și ea tot felul de sisteme și tot felul de înlocuiri și... Cineva, într-o discuție pe care am avut-o undeva, de ce femeia nu trebuie să predice și nu trebuie să conducă, mi-a invocat undeva, în afară din țară, că nu scrie nicăieri să nu, să, să nu conducă femeia. Am zis, nu, nu scrie să conducă. Că aici, când scrie despre slujire în Biblie, e aspectul activ, pozitiv. Fă aia, fă aia altă. Și asta i s-a spus bărbatului. Nu era nevoie să-i zică, nu conduce tu. Că i-a zis asta bărbatului, fă tu. Și asta e în toată dimensiunea leviticală, preoțească, sacerdotală, peste tot e bărbatul. De unde a apărut asta? Ce credeți că ne uh, au invocat un argument? Pentru că nu eram de aceeași limbă, în o trei translator. Uh, Mi-au invocat că interdicția de a nu participa femeia la actul acesta amvonal al slujirii, uh, vine dintr-o uh, vreme în care femeia avea drepturi limitate. Deci tu crezi că uh, tu crezi că Pavel și a construit teologia Uitându-se la dimensiunea politică, socială Să având în vedere așa Că femeile n-au niciun drept Eu zic că să n-aibă nici în biserică Zic că Pavel a venit să împace uh, Și capra și varza Când Pavel zice N-am avut de gând să știu altceva între voi Credeți că ar fi ținut cont vreodată de vreo Asta înseamnă abdicare Pavel zice în pasajul nostru Este imperios necesar Să ne reanalizăm structurile și să vedem dacă suntem în grațiile lui Dumnezeu. Bagă de seamă, Deți permit să ieși în decor, aduci frustrare, amărăciune. Sunt oameni care au ieșit în decor, au părăsit zona de influență a lui Dumnezeu. De pildă un judecător pe nume Samson, vă aduceți aminte, omul ăsta din motive foarte greu de uh, uh, precizat sau neprecizate cel puțin în Biblie, a părăsit cadrul unde Dumnezeu îi oferea garanție între țoreia și Eștaul. Au zis, câtă vreme te miști aici, că aici te poartă Duhul lui Dumnezeu, aici ai garanție absolută. Nu știu de ce, o cobor la timna. Ce se întâmplă? E dezastru. Din cel în dreptul căruia să previziona a fi cum numele un soare mic, o ajuns un bufon sau în templul lui Dagon pe post de bufon, că l au zis că să râdem și ca să râdem ce să facem? Păi să luăm pe Samson. Samson? Pe păi, cum au ajuns Samson, circul vostru? Cum poate cineva să ajungă uh, din, din niște oameni care au un start extraordinar? Cum ies în decor? Familii care spun noi după masă ai timpul familiei. Care după masă? Duminică după masă. Păi nu vrei să fie luni după masă, aia luni ești la lucru. Numai de la Domnul nu poți fura. Oare de ce înspre Domnul nu ne grăbim niciodată? Oare de ce? De ce a noastre totdeauna sunt urgente și ale Domnului pot suporta amânare? Oare de ce? Cum te-ai găsit un a Domnului să stabilești ziua familiei? Nu în fiecare zi. Că la urma urmei, ce bărbat poate fi catalogat ca fiind un bărbat adevărat după cum se poartă în biserică? Nu după cum se poartă acasă. Bineînțeles că după cum se... Să... Aia adevărata lui maturitate spirituală. Aia de acasă. Așadar, uh, atenție, zice uh, mai întâi uh, pasajul acesta: uh, nu abdicați, mișcați-vă în zona de influență, rămâi uh, în cadrul, în, în postul unde te -o rândui Dumnezeu. Că dacă nu, riscurile sunt imense. Asaltul este fără precedent, diavolul știe, a schimbat roluri, uh, o aruncat tot în aer, o venit tot felul de filozofii și biserica este o, o, o biserică suferindă pentru că sunt familii suferinde, dragii mei. Sunt familii suferinde. Pe de altă parte, zice Apostolul Pavel, ca un blan dragoste înseamnă tu însuți să fie o manifestare a dragostei. Tu însuți să fie o manifestare a dragostei. Gândiți-vă cât am pierdut și câte situații de criză nu s-au generat în familii când, când soțul s-a încurcat cu fata de la copii. În afară, Îi plin, în loc să-l aștepți tu acasă când vine de la lucru, îl așteaptă fata de la copii. Că tu ai ajuns să crezi cu o carieră în lume. E mai mult decât o carieră în familie. Dragii mei, la urma urmei, niciun succes din lumea asta nu poate compensa un eșec în viața de familie. De aceea, pentru familie merită plătit orice preț. Fi tu însuți o manifestare a dragostei. Dacă tu, totdeauna acrită, ca botezată în oțet, totdeauna acrită, totdeauna acrită, ăsta începe să se mai gândească dacă vine. Totdeauna obosită. Trânți el, tu zici un pic, să stau un pic, că nu mai pot. Ăsta vine după 10 ore, de pe șantier. Să știți că inima bună trebuie să-ți faci rost de ea. De inima bună trebuie să-ți faci rost. Deci prefer să n-am nimic, dar să am pe a mei lângă mine. Știți când Naomi descrie drama că și ei au zona de influență lui Dumnezeu cu toată casa lor. Cartea judecători, cartea Rut este o paranteză în vremea judecătorilor, că așa și începe cartea Rut. Era pe vremea judecătorilor. Ce era? O familie. Familia asta eu a fost foarte bine. Naomi ne va spune când se va întoarce din Moab, când am plecat eram în Belșu, că ne aveam noi unii pe alți. Era și Elimelec, erau și Chilion, și Mahlon, și eu. Acum suntem trei vestigi, trei văduve, un produs al Moabului. Moabiță sunt descendenți ai lui Lot din incestul cu fetele lui. Moabiță aveau în sânge așa cumva predispoziția spre păcate imorale, sexuale. Așa că i -o atras în curvie, vă aduceți aminte când evreii peste viacuri au venit în invazia lor asupra uh, cananului, dincolo de Iordan s-au dat nas în nas cu moabițe. Adevărat ce la sugestia lui Balam, Balac fiul lui Țipor dă o serată și mor 18.000 de oameni într-o sară. Ăștia zice, nici al zecelea neam să nu intre în casa lui Dumnezeu. Și Elimelec, unde se duce? În Moab. Ieși în decor. Știți, că, știți ce e, e dureros în textul acesta? Că în cinci versete îi decimată o familie. Biblia nu ne zice ce-o lucrat Elimelec, dacă și-o găsit de lucru în Moab, dacă nu și-o găsit, dacă a avut chiria ieftină sau scumpă, zice Elimelec, a murit apoi să face o subliniere, Chilion și Maglon s-au căsătorit, una cu Orpa unul cu Orpa, altul cu Rut zice Chilion și Maglon au murit așa sec, nu ne mai zici nimic nu că nu e important important e să vă conduc foarte repede să vă spun ce se întâmplă când ieși în decor și ce se întâmplă când ieșim în decor păi nu mai îmi ziceți Naomi ce-a plăcută dar cum să zicem Mara de ce? Păi ca să învețăm Marcel Bota și frațe din Beclan și de oriunde, că ieșirile în decor produc amărăciune. Bărbați care gândesc numai un pic, numai odată, numai acum. și e multă amărăciune. Tânăr care zice să-mi iau telefonul, dar numai odată, intru numai un pic și dezastru. Femeie care spune, sunt peste 30% din femei căsătorite în rapoarte care există, care vizionează pornografie. ce e asta? E o ieșire în decor. Nu no, acum fii atent că în seara asta nu știe nimeni cum, ieșirea, cum arată ieșirea în decor. Dar asta e numai în seara asta. Mâine s-ar putea să fie tot dat pe față. De aceea Domnul zice fi tu însuți o manifestare a dragostei. Mă, noi nu avem timp pe seara asta, dar voi acasă duceți să vă și citiți unul Corinteni 13. Ce zice 1 Corinteni 13? Cum să manifestă dragostea? Cum să manifestă ea? Cineva m-a întrebat aici unde am fost plecat săptămâna trecută, în afara țării, frate Marcel, putem spune că un soț e pocăit și dificil? Voi ce ziceți? Cum putem întreba, pot să spun, o femeie pocăită și să te ferească bunul domn? Să nu pici în gura ei, că nu-ți vine să mergi acasă, și duci la meniu zilei și îți vezi de treabă. Astea nu se, parcă se exclud cumva. Îi pocăit, dar e dificil. Cum e asta? Nu intri în voie. E o provocare a vremurilor, dragi mei. Niciun loc generat de Dumnezeu să nu te împlinească acasă să nu-ți găsești împlinirea, să ai o nevastă credincioasă, dar dificilă, să ai un soț pocăit, predicator, dar să nu-i vezi dință toată ziua. El nu poate, e numai acru. Biserica să nu fie un loc unde să fii împlinit. Nu trebuie să vină nimeni. Cineva mă întreba, ce, dar de ce să venim? Numai faptul că noi ne vedem că frații sunt o resursă a Harului, îi de ajuns. Psalmul 133 zice că dacă frații se adună împreună, asta e de ajuns ca Dumnezeu să dea viață și bine, binecuvântare și viață pentru veșnicie. Atâta trebuie. Bătrânii care eu i-am găsit la nepos, nu știu eu îi predica sau cânta. Îi spuneam la uh, Timotei că bunicul lui, uh, fratele Nicolai, când eu eram lângă el, uh, eu am un timbru mai aspru și uh, zice, băi Marcel, zice, când cânti aici, noi, noi stăteam lângă o altă în biserică, și când cânti lângă mine mă gândesc că e bine cânt. Și când te duci la Amvon, nu mă mai aud. Că el avea o voce mai stinsă. Cum e casa ta? care sunt ieșirile în decor? De ce să nu. Știți cum văd eu familia lui Dumnezeu în Biblie? Un loc ca un spital de campanie, unde îți vindeca rănile. unde soțul sau soția ta vine de pe un câmp de război, unde e un asalt vizual înfiorător unde e o tentație care depășește orice uh, limită, vine cu tot felul de răni în gând, în minte, în ochi și vine acasă. Și acasă vrea să se vindece. Unde soția ta e la un loc de muncă, e subapreciată numai pentru că e pocăită și torturată și călcată în picioare și umilită și vine acasă. Și când vine acasă, are nevoie să fie primită într-un cadru ceresc și primit într-un cadru ceresc. Altfel, dacă abdici de la responsabilitatea asta, eu o în decor. Dacă îți sabotezi soțul conjugal, adică îi spui, tu știi, vitul la mine când rochea de patru salarii de tale, când o cumperi, până atunci, out. Asta e sabotare. Numai că prețul pe care îl plătești e imens. Că Pavel zice să nu faceți asta. De ce? Ca să nu vă ispitească satana. Dumnezeu a știut asta. Nu face un gest din asta că ți iei soțul sau soția, depinde de unde privim, bărbații sunt mai vulnerabili aici, și-l arunci în brațele întunericului. Am auzit o soție într-o discuție telefonică, noi eram în vizită și am auzit-o zicând că zice, dar nu vin, mai stai cinci luni. Că ăsta a anunțat, aș vrea să vin acasă, că mai stai cinci luni, zice, că dacă mai trimis gătăm chestia aia, că era vorba de ceva realizări pe acolo, zice, și tu cum te-ai fi simțit? Vreau să vin acasă. Nevasta am zice, bă, cinci luni pentru un bărbat, cinci ore e enorm când și-o propus să vin acasă. Mă, tu spui cinci luni? Cum? dar o suna penibil. Păi ei se puteau înțelege, dar am fost și noi și i-am și zis la final, vai, zic că mă și gândesc la el, oare ce în capul lui? Ai abdicat de la, nu știu, i-am zis, dar cum trebuie să... nu știu, oricum altfel trebuie să... oricum, dar altfel, nu așa. De altfel am auzit, de, este și scris chestia asta, că sunt variante de femeie înțeleaptă și neînțeleaptă, că pe unul l-a afară de la muncă și o venit acasă la neva să-și-o zis, S-au făcut reduceri și m -o dat afară. Păi zice, pe care l-au mai dat? Nu, pe mine și pe ei și pe Y. Păi numai pe voi vă au dat afară. Păi da, păi numai pe voi vă au găsit din tăți, zice, numai pe voi v găsit. ce e asta? E distrugerea oricărui sentiment de cap. Că un bărbat are o nevoie specifică, aia de a fi încurajat. Alta, o veni bărbatul ca și eu spus, mă, afară de la lucru. A, zice, era prea slabă firma pentru tine. E, una e una, alta e alta. Asta e femeia înțeleaptă. Care își găsește împlinirea împlinindu-și bărbatul, în proverbe 31. Face de toate, bărbatul ei când iese în beclean, el nu prea știe el cu ce să mănâncă viața, dar ea și el e bine vorbit când iese la porți cu bătrânii cetăți. Nimeni nu știe că în spatele omului ăstuia, de fapt, stă un titan numit nevasta lui. Ia, în Proverbe 31, nu trebuie să fie vorbită de bine în Becrean. Ea trebuie să fie vorbită de bine în casă. Fii ei să scolă și o numesc fericită. Bărbatul ei zice, multe fete au o purtare cinstită. Dar tu, ai spart topurile. Observați? Că dacă ajunge să te vorbească becleanul de bine, atunci ai o problemă gravă. de le spun și soților, bă, draga mea, te rog, nu te îmbrăca ca minunia acasă și ca mis univers prin beclean. Când te duci în lumea asta, de pildă când te duci în America, femeile când ies la cumpărături, cum credeți că la cumpărături? în halatul ăla, s trezit în pijama și o tras ceva pe la cumpărături. Ce fac româncele? A, ah, în moli făcut părui pe tocuri de 15 cm, te apucă jalea. Te apucă jalea. Ia să în s-o gătat de te întrebi. dar pentru cine? Cum să fii tu parfumul care întorce capete? Ca acasă, respingă bărbatul tău, n-are niciun motiv să se uite la tine, că ai abdicat de la statutul de nevastă. Păi nu vrei să-l ispitești pe tău, că e singurul care îl poți ispiti. Nu vrei? Nu, Light n-are nicio tentație. Ești îmbrăcată de să te ferească Domnul cu rochea lui bunica ta. Și asta e la bunica, nu dau spolile ei, nu stai cu ele. Asta înseamnă abdicare. E o inversiune în logica lui Dumnezeu. Băi, omule, ăla ai bărbatul tău. E singurul care se poate uita la tine cu poftă fără să păcătuiască. E singurul față de care ai dreptul ăsta. Cum tu trăiești exact invers? Noi zicem cu haine de casă. Haine de casă, haine de casă, dar doar mă înțelegi ce spun acum. Fie o manifestare a dragostei. Și nu lăsa presiunea culturală să te determine să abdice. Asta e o presiune teribilă asupra familiei de astăzi. Doi. Uitați-vă la dimensiunea morală. Cum nu au mai fost? Noi vorbim astăzi despre imoralitate și indecență în familie. Un comportament nedemn în familie. Și de aceea familia devine vulnerabilă. E o provocare. Că e atât de sexualizată gândirea, boala lumii, numai despre asta. Dacă vrei să ai vizualizări pe internet, tratezi un subiect despre asta și ai spart opurile. Dar uitați-vă ce zice Scriptura. Îți lucruri care nu trebuie nici să fie pomenite între voi. Cu sensul acesta să vă ferească Domnul să practicați un astfel de limbaj o astfel de atitudine la nivel etic-moral. Cum să vorbim despre imoralitate în cuplu? Cum să nu mai înțelegem că viața conjugală morală trebuie să fie o expresie naturală, neînvățată? Când spun neînvățată, zic ceva instinctiv așezat în noi. De aia ne îndrăgostim natural de o femeie. Am auzit de o tată care și au crescut copiii în sălbăticie. Nu văzut pe nimeni niciodată. Și când au avut 18 ani, i-au scos la marginea pădurii unde i-au crescut și din întâmplare au trecut pe acolo un căruțaș, o căruță, doi cai și două fete în căruță. Copilul îl întreabă, zice, ăia din față ce s Ăia cai. Și ăla din spatele cailor cine? Ăla e căruțașul. Și din spatele căruțașului, n-am ăsta dacă eu crescut izolat așa, o vrut să nu știe despre femei. Și o zice, să alea două o berză, zice, vreți să vă iei tata câte un cal? Nu, zice, vrem o barză. Pentru că e așezat de Dumnezeu ca o manifestare naturală. Și manifestarea conjugală, și viața morală trebuie să fie o manifestare naturală. Tot ce nu-i natural, e o sfidare a normalității divine, e o ieșire în decor. Dar e asta o provocare a familiilor din vremea noastră? Teribilă. Teribilă. Nu vă puteți imagina în lume întrebările tinilor, frământările, că ei vin în viața de familie cu un bagaj. Dacă bagajul ăla nu trece prin scannerul lui Dumnezeu ca să-i scoți afară gunoaiele, nu știu, ca la aeroport, băi, n-ai voie cu aia, cu aia, cu aia, să scapă de ele. De ce? Că-ți vulnerabilizează căminul. Ne am început să nu ne-o bunicii noștri au fost înapoiați, nu? Bunicii noștri au fost normali. Am luat-o noi înainte, dragii mei. Atât. Ei nu au avut resursele noastre, asta nu discutăm, că E o evoluție, să spun așa, în ce privește aspectul economic. Dar în plan moral este un regres înspăimântător. De altfel, mama mă mai vede câteodată în conferințe, așa, te pe unde și îmi zice, dragul mami, oare de ce o trebuie să zici treaba aia? Cum poți să zici în plen treaba aia? Păi cine te-a întrebat aia? Ai pocăit? Cine te-a întrebat? Pocăit, măi, mamă iartă-mă că ți-am ofensat mintea curată de om dintr-o altă generație. Asta e lumea în care trăim. Și când citesc pasajul acesta, zice că o provocare, dar ișa și -a bisericii, dragii mei, că tinerii curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, să nu fie pomenite între voi. Așa cum se cuvine, au zis că unor sfinți, nu le stă bine treaba asta că sunt chestiuni incompatibile. Că forma noastră de comunicare de, 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 e bazată pe niște, pe un limbaj. Știți ce am pierdut? Am pierdut, s și pălimarul ăsta, limbajul ăsta biblic eclesial. De asta e vorba că bunicii noștri zice că să salutau, cum să salutau bunicii? Pacea Domnului Isus, când eram copil, copiluț. Pacea Domnului Isus, copiilor, părinții noștri, cum să salutau. Pacea Domnului. Noi cum ne-am salutat? Cum ne salutăm? Pace. Da, pruncii noștri. Pa. El e pa. Eu îmi dau seama, îl sunt pe unul, îi pocăit, îi spun pace. Servus îmi zice. Opa, mai e unul lângă el. Intră în birou. A, mică din har. Eu vreau să arăt prin exemplu ăsta că am pierdut limbajul apostolic în comunicare. Limbajul special biblic că felul în care comunic cu nevastă -mi e extrem de important. Extrem, extrem de important. Avem un obicei de vreo 25, poate mai bine de ani, în fiecare dimineață, să citim proverbul zilei și să ne rugăm. În proverbe, prea multe comentarii n-ai, că ele sunt foarte pragmatice, definesc o realitate cotidiană ușor de înțeles. Îl citim și ne rugăm. Îi pentru fiecare zi unu, îl citim ne cam luăm ce ne trebuie și zicem, cam pe aici suntem, cam pe aici, grijă peste zi. Grijă peste zi. E o formă de limbaj. Dar diavolul zice, trebuie să abdicați de la statutul de cap, de preo, de tată, de responsabilitate conjugală, de ajutor potrivit de mamă, de soție. De deci ce noi nu suntem așa de aspri cu copiii, nu e? Sunteți leneși mi <laughs> credeți că seriozitatea cu copiii, păi cere un efort teribil, dragii mei, că nu stă în gena lor să fie liniștiți. Nu stă. Și de aceea avem uh, uh, probleme, că nu ne exercităm calitățile astea, am abdicat de la ele. Și că îi lăsăm cam și avem impresia că suntem părinți în trend. Adevărul nu e determinat de trendul vremii, dragii mei. Adevărul e separat de noi. Cum zice poetul, nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus adevărul, e o persoană. Și indiferent care-i trendul în beclean, adevărul va rămâne el detașat de noi. Nu noi determinăm ce e adevărat, adevărul trebuie să ne determine pe noi. Dacă nu ne determină pe noi în cadrul familiei, atunci noi trăim după valori seculare. Și practicăm în familie indecența indecența. E o provocare extraordinară. E foarte greu să facă familiile tinere față acestui asalt teribil. Cum faci tu diferența între moral și cei imoral când tu nu ai elemente spirituale suficiente pentru o analiză obiectivă? În lumina cărui fapt o chestie e strâmbă dacă tu n-ai dreptarul. Observați cum diavolul a distrus elementul spiritual ca să nu avem Dreptarul, cum verificăm o chestiune dacă e normală sau nu. De aceea am adoptat uh, politica asta și gândirea asta. Păi dacă îmi place, cum să nu fie bun? Cum doar? îmi place chestia asta așa. Ca atare, înseamnă că e bine. Să discutam cu Timotei înainte că binele trebuie definit în raport cu caracterul lui Dumnezeu. -o venit un învățător al legii să-l întrebe pe Domnul: uh, Ce bine să fac? ca să moștenesc viața veșnică. Domnul Nu mă întreb ce bine. Binele-i numai unul. Care, care e la Că nu e la baptist sau penticostal. binele e unul singur, Dumnezeu. Și când tu definești binele, el trebuie să fie în raport cu caracterul lui Dumnezeu și voia expresă a lui Dumnezeu. Să-l definească pe Dumnezeu și l i bine. Este un lucru bun. Nu să definească ce se poartă în vremea noastră, dragii mei. Cum e spun copiii noștri. Să mă cu pe vremea noastră. Și fetele mi-au zis odată că, tată, te ascultăm cu drag, că noi am fost așa ca niște prieteni, dar găsește-ți altă introducere, nu când eram noi. Zi alt, nu știu, păi cum să zic că, alt ceva, nu când eram noi. Păi tu când o să fi ca mine, o să zici când eram noi. Deși, deși au copii și au început. Începem foarte repede, copiii schimbă și teologia. Este o cântare pe care, ba, vă rog să nu mi-o interpretați decât în contextul ăsta, e laică. Mi-e dor de zilele plăcute, de bună ziua și de mulțumesc frumos. O cântare foarte faină, căutați-o. Știți cum se încheie cântarea asta? Să încheie cu următoarea strofă. Eu, zice cântărețul ăsta, autorul ăsta, eu am trăit, să zicem, vrem frumoase. Și am acum cu ce mă lăuda. Dar însă tu ce-ți vei aduce aminte când va veni și vremea ta? Ce? Ce să-și aducă copiii mei aminte? Că s-au uitat la scrieți rupt tăt niște. Ce? Stau, stau, și mă întreb. Nu, Dana, tu îți aduci aminte de Valea Carolor, niște amintiri, oricât le-ai povestit, mereu proaspete. Ce să pot, tu ce să spui? Te... Hai, hai că ai venit singur de pe Valea Frău tu. Hai că tu vii un pic, jumate, jumate. Deci eu mă uit cu câtă pasiune ne vorbeau părinții de familie. Asta era, ce, era un spațiu Sacru, care îl definea și îl descria pe Dumnezeu acasă. Când ziceai familia, ziceai inima lui Dumnezeu. Și asta, știți ce face asta? Asta dă o, o stare de echilibru copiilor. Că nu se teme, că știți care e cea mai mare teama a copiilor? Uh, teama copiilor ei care ar putea înregistra un dezechilibru tata și mama. Nu că nu are el ultimul o vreme să teme de telefon. Dar când simte că în familie cineva abdică de la statut și bate în lături, trăiește un sentiment de teamă că dacă unul dintre părinți abdică, renunță, atunci se deschide hău. Copilul e extraordinar de liniștit, adică tu trebuie să te achizi de responsabilitate și pentru a genera în copii stabilitate. E foarte greu, am întrebat, uh, copii așa, a căror părinți, din motive, nu știu care, au o plecat unul, zic că cel mai greu lucru care l-o determina și să plece din școală, a fost faptul că el avea totdeauna un părinte. Asta nu, nu a putut ierta niciodată. A zis. Am zis, ar fi bine să-l sun, n-am cum. mi a distrus tot ce mai frumos. Trebuia numai să fie acolo. Nu-mi trebuia nimic să fie acolo. Apoi există dimensiunea morală. La dimensiunea morală, vă rog să țineți cont că dimensiunea morală se referă la felul de vorbire, la prioritățile pe care le ai, ce, așa, și ține de felul în care îl tratezi pe celălalt. Gluma proastă e o glumă pe seama celuilalt. O glumă bună îi să râdem împreună. O glumă proastă îi să râdem unii de alții. E o glumă proastă. Nu face glume pe seama mea să râzi de mine. nu mai bine să râdem împreună. O glumă proastă e asta, că dacă nu te luam eu, erai tot la mamă ta fată. Ce să-ți Bine că te-ai născut tu, geniul e carpatin. Să știți că uneori în glume mai stau și lucruri adevărate. Să mai el, acum asta îi. Am vorbit despre acceptare, undeva că familia e acceptare. Și uh, o zic, dar cum? E acceptare? Cum? E să zic că nu, no, asta, îi te-am luat, te duc. Nu, asta e lamentare, am zis. Acceptare înseamnă în cadrul familiei că nu se putea ceva mai bun decât ce ți-o dat Dumnezeu. Ac asta e acceptare. Că nu, oricât aș fi căutat eu undeva, n-aș fi găsit că întrebarea în Proverbe 31, îi asta, cine poate găsi o femeie înțeleaptă? Răspunsul deductiv neafirmat explicit este ăsta. Nimeni că ea este un dar de la Domnul. Și când el mi-l dă, asta înseamnă acceptare, că nu puteam eu să iau ceva mai bun. Și mai am numai ceva în final. Vă rog să fiți foarte atenți la o provocare a familiilor din vremea noastră, relațiile toxice. A venit așa un val că noi avem niște prieteni uh, cu care mergem, ieșim, ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu, da? Uh, ieșim noi și suntem, e cu finul, e cu nașa, ei cu... Uitați-vă ce zice Scriptura aici. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, că curvarii nu vor moșteni cerul, asta e clar, n-are rost să vă lăsați amăgiți. De aceea, zice, pentru că există o provocare a vremurilor noastre. Am devenit noi așa, am adoptat o teologie care e falsă până în măduva oaselor, că pentru a câștiga lumea trebuie să curtăm lumea. Adică trebuie să ne ducem în niște locuri așa pe unde e si, nu dăm și deodată ha, așa Duhul Domnului îi mântuie. Nici nu-și dau seama numai să trezesc în biserică, câtă falsitate. Așa că ne trezim în niște relații dubioase. Celebra uh, comparația lui Billy Graham cu o fată care vrea să căsătorească în lume, că s-o sui Billy Graham pe masă și o să suită, sau o suit fată și o să trage mă sus el după aia o să și să așa te va trage el în hău. Nu așa sunt relațiile astea. Dar astea au la bază conceptul, că noi așa ne justificăm asta. Nu avem noi relație cu frață, noi nu ne bem cafeaua cu frață. Dar cu cine ne bem noi cafeaua? Avem nici de ăștia n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Și noi suntem ca Petru lângă foc oprins de și Domnului la cafea. Acolo nu discută ăștia texte din Biblie, dar ne aflăm și noi în treabă la povești. Dragul meu, eu spun că frații, știi, Beni Fărăgău avea o vorbă, o are vorbă, o zic că mă ascund între frați că mi-e frică de mine. Nu de altceva, de mine mi-e frică și mă duc acolo că ești niște proptiele, așa, care. mă... și atunci prefer să beau o cafea ca o să mă scutez de niște vorbe indecente, de niște glume proaste, de dimensiunea morală. Asta e, e, e o presiune teribilă asupra familiilor. Nu putem zăbovi că nu suntem uh, toți uh, acum uh, doar familii, dar dumneavoastră înțelegeți ce am vrut să zic. Dar există aici dimensiunea asta a familiilor infecte toxice. Cum se ele? Păi e o presiune grozavă. A lui. Să duc la mare, auzi, să duc la Honolulu, să duc în... Bă, dragul meu, nu știu, caută -i... noi, noi cântăm, bunicii noștri ne-au învățat niște cântări, nu numai le cântăm, dar ei le trăiau și dintre ele s-a născut cântarea. Ori unde ți ei, fă tot și dute. Ori cum sunt ei, fă tot și stai. Ori cât sunt ei, fă tot și caută Că unde ți ei, e un colț de rai. Adică, uitați-vă ce zice Biblia aici, e o presiune extraordinară a vremii noastre și iată ce zice Biblia. Nu vă întovărășiți, dar deloc. Nu te juca la dim... Am văzut foarte multe familii dezbinate de preachini. Adică preachinul e o nevasta. Ce am zis noi? Și ce i-au spunând după aia? Zice, nu m-aș fi așteptat. Până păi fost niște prieteni. Păi stai un pic. Că prieteniile astea n-aveau aceleași principii. În lume, prietenia înseamnă profit, nu persoană. Profit. Ce pot profita de acolo? Nare tu nu contezi pentru el, că nu are valorile astea ale împărăției. Nu te întovărăși. Știi, pe vremuri când fratele Bunaciu bătrânul era directorul institutului, că pe atunci nu avea uh, calitatea de uh, uh, universitate și era directorul institutului, trimitea uh, studențe câte doi să facă evangelizare personală. Și îi trimitea că Cismigiu e la 5-600 de metri de pe berzei de acolo, cobor jos și ești în Cismigiu. Vă duceți în Cismigiu și veniți seara să-mi ziceți ce s-a întâmplat. Și au venit doi studenți și au zis, frate Bunaciu, am văzut pe o bancă două fete. Ne-am dus să le zicem ceva din Evanghelie. Și? Și astea au zis că să merem acasă la ele. Bă! Au zis pe astea lăsați-le evanghelizate. E o relație toxică. Nu mă vă întreb ceva, vă vin în minte acum relații care ar trebui cam oprite. Nu sănătoase. De altfel am observat că un, un, un abur de benzină pe foc în familie și și asta că ăsta, acolo când e cu familiile astea, cu relațiile astea, e tot o voie bună, când vine acasă e tămânios. E obosit. Acolo, o distrat pe toată lumea, el era inima întâlnirii. Când vine acasă, ia, tot o treabă, tot o voie bună, Tă, când vine acasă, zice Sara, zice, vai, zice, adă-mă cu calmin. Unii le-au luat cartoane de cu calmin, numai să fie sara pe placui. Nu no. bagă sama că se duce la farmacistă. Te duci într-o zonă periculoasă. Sunt relații care îți vulnerabilizează căminul. Sunt relații infecte. Scapă de ele. Scapă de ele. Și făți rost de oameni care adoptă principiile împărăției. Oameni care știu că cel care, cel care reglează lucrurile Dumnezeu, Că familia e aparține lui Dumnezeu. Cel care poate să se raporteze la familia cealaltă de pe poziții egale. Noi suntem capul casei. Noi suntem uh, 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 da, preotul casei. Că dacă te întâlnești cu o femeie care nu zice imediat îl rezolv, zice, nu așa zice, nu mă-l dau după mână. Ea gândește că asta e înțelepciune, când colo asta e viclenie. Și de aceea, ce zice David în Psalmul 32 și în Duhul căruia. Nu este vicrănie. Cum să te gândești la soțul tău, așa, nu-i spui tăt. Dar cui să-i spui tăt? Relații dubioase, relații infecte, relații care sunt o frână în carea glorificării lui Hristos. Relațiile astea infecte se anunță că vin în vizită când tu trebuie să fii la biserică. Dar n-ai cum să zici nu, că ai fostul la ei sâmbătă. Ei zic, bă, noi sâmbătă nu putem, dar venim duminică, că noi suntem liberi duminică. Tu n puterea unui preot să spui, noi duminica, duminica mergem la biserică. Să nu vă gândiți că nu are valoare. La noi au venit niște oameni. Eu m-am căsătorit în lume. Și uh, uh nașul meu era mei ortodox și sunt. Și au venit într-o vizită după 10 ani la noi. Și au venit la 5, noi la 6 mergeam la biserică. Și am spus, dragii mei, să vă spun ceva. Noi aveți câteva opțiuni acum, că uitați ați picat într-un moment foarte delicat. Deci aveți câteva opțiuni. Prima e să veniți cu noi la biserică și ne întoarcem după și continuăm o stare de vorbă. Doi, să vă duceți pe undeva până venim noi de la biserică, dacă vi se pare prea mult să veniți cu noi, sau, am zis, puteți să vă duceți acasă și vă promitem că venim noi la voi într-o altă zi. De atunci, atâta ne-au apreciat. Noi, Marcel, au zis vai, că am zis, oare ce îi zice, cum îi zice, oare ce s-a întâmplat și eu, au zis, fantastic. Cineva să-și prețuiască așa de mult închinarea și slujba și Dumnezeu și biserica. Nu, nu vreau să vin o pleca la alții. Neamurile stau acolo lângă părinții mei, neamurile aveau la cine merge. Au venit la căsătoriile toate ale copiilor noștri. O să zic eu de acum vin la toate. Când mă duc la gherla, că de acolo totdeauna vin la biserică când mă duc acolo. Ca o apreciere extraordinară. Mă rog Dumnezeu să le și transforme mintea și inima. Înțelegi? Deci o primă provocare, criza asta de modele e o provocare de unde te uiți? Sistemele culturale sunt atât de, de, de incisive încât tu și uiți că trebuie să reprezinți un model. Abdicarea de la statut. E o inversiune a rolurilor, un amalgam. Fie avem bărbatul stil Rembo care dărâmă tot, fie avem uh, bărbatul tip femeie care îi mai degrabă domnișoară în casă. Avem femeia aceea, descurcăreața vremurilor, frumoasa orașului, dar neatractivă acasă. Singurul bărbat pe care îl poți determina să se uite la tine fără să păcătuiești, e soțul tău, fă asta. De altfel, a, am spus undeva într-o biserică destul de mare că tu nu poți fi sfântă numai dacă ești senzuală pentru soțul tău. Și pastorul meu a frate Marcel, și treaba asta e foarte grea, dar e bine că ai zis-o tu. nu așa că pari incompatibile astea, fi oh, no, sfințenia cu senzualitatea, pentru bărbatul tău. Atât. Te rog să te asiguri când ești în Beclean că ești doar al lui, al lui la de acasă. De -aia ne și îmbrăcăm cu o anumită decență, din respect pentru Dumnezeu și pentru soț, într-o lume bolnavă. Doi, fiți foarte atenți la aspectul moral. Aici nu te manifesti funcție de plăceri. Aici trebuie să știi că asta e tot invenția lui Dumnezeu. Și nu poți ieși din sfera naturalului Înspre artificial Că ieși în decor și pierzi certificatul de garanție Trei Vă rog să fiți foarte atenți La relațiile infecte Vă rog să fiți foarte, foarte atenți E o presiune culturală, nu să mai țin cont N-are nicio treabă acum Pentru noi e mult mai valoros Așa că cineva a venit la noi din Nu știu de unde și ați observat oameni Care vor să fie prea cu oameni Hai să, hai să accept ce zice Nelu. Mari. Că noi, oricum, mai trăim o confuzie lângă multe altele, că oamenii populari, noi ne gândim că sunt personalități. Dacă e popular, nu e nimic, e o mare personalitate, nu e numai popular. Ei, din genul apa trece, pietrele rămân. Și ăștia, apă, când trec, o trec cu tot. Nu lasă nimic în urmă. De aceea ni se spune în scriptură despre. Unii oameni că au lăsat Un neam de oameni care se teme de Domnul Oameni mari Dumnezeu când se identifică în istorie Se identifică ca fiind Dumnezeul lui Avram Isaac și Iacob E, e, e fantastic Te întrebi, oare De ce ai legat un numele de ei Păi zice pentru că au acceptat să-și lege ei Numele de mine Și când te uiți în istoria lor Mă poți vedea pe mine Eu Dumnezeu ăla Care s-a manifestat în viața acestui bărbat N-ai vrea așa să fie la casa ta Așa? Mă rog ca Dumnezeu să rezolve situații din familie. Dacă seara asta gândești, te duci certat acasă să te rogi lângă pat, eu zic să te rogi pentru tine. Dacă ești bărbat, e numai în avantajul tău. roagă pentru tine. Oricum, vă spun ceva. Înțelepti, nu la care rămâne mut mai multă vreme, la care renunță. Eu când mă muțesc, când mă enervez apoi Nu mă supăr, zice eu repede E să supără repede, eu, nu mă mâni Dacă când mă mâni <laughs> dacă că asta e dovadă De masculinitate, de Bărbăție Extraordinar ce faci tu te mâni Nu lăsa seara Noaptea să apună peste mânia Dacă nu-ți face bine Dacă zicea aia seara, iartă Era seara faină n nu unul nici următoarea zi faină, că să mai greu să zici, oricum tu te-ai trezit înainte, că trebuie să pleci la lucru, când vii, nu știu cum îți pune zama pe masă, și am foarte greu să zici, că nici nu mai știi cum s-a dus subiectul. Nu era mai fain să zici asta. Eu zic să citiți acasă dimensiunea asta morală, Păi ca să se seamă, zice, între voi chestia asta. Până unde? În, în ce spațiu vă mișcați aici? Să ai liniște. Adică, Aș îndrăzni să spun ce zice Ioan, zice că dacă nu ne osândește inima, dar luați asta acum așa și zați-o în creuzetul ăsta, numit familie. Și tu vrei să zici, bun, am, eu spus Marcel câteva chestii seara asta, așa, bun, acum vreau să mă rog, dar mă osândește inima, dar de ce te osândește Marcel? Am cam abdicat de la aia, de la aia, de la aia, n-am făcut aia, dimensiunea morală e la limita superioară, relații dubașe, suferinde, care aruncă familia în aer pur și simplu. Câte familii, dacă ați ști câte familii, suferă din pricina relațiilor infecte. Oameni care să-și lasă influențați de familiile astea. De aceea auzi comparații în familie. De deci, ce ai văzut? Cum eu zis ea? Cum eu zis? Iubitule, știți că dacă ești în Austria, zis, șați, dacă zici în Italia, amore, dar nu vreau să fiți printre ei. Eu știu expresiile că mă mișc mult printre ei și așa mă distrează expresiile astea. Că după aia eu mai văd ce ziua, știți? că stau la ei. Și apoi îți vine câteodată să zice, amore! Oare românii cum zic? Uțu, tuțu, habar n -am. Aș vrea să cred că seara asta poate aduce o reclare în timpul cât l-am avut. Astea sunt provocările. O uzurpare a valorilor, a pălimarelor și o ieșire în decor. Domnul zice, mișcă-te aici. Că de ieși, ce înseamnă să mă mișcă aici? Fii tu însuți o manifestare a dragostei. Vezi la dimensiunea morală. Dacă se la relații. Tovărășiile rele, dragii mei. Ce ne spuneau părinții? Mă, nu îmi place omul ăsta cu care te duci. Nu-i de tine. Nu-mi plac copiii ăștia. Mama ne spune, dragii lui mama. Căutați mai buni ca voi, cu ei însoțiți-vă, de la care ai putea să înveți ceva, nu mai răi, mai buni. Dar n-au ce să pare că dacă e rău, e grozav. Deci golanul școlii, ăla devine curtat de să uită toți. Nu ăla care învață mai bine, ăla te tot ce lardu te vesti. Te uiți apoi peste 10 ani, unde e unul în beclean și unde e altul și începe să-ți pară rău că nu ți-o fă prea tine. Ajunge șef, nu știu pe unde, mai că te-ai duce la el, dar tu l-ai cam persiflat așa. Domnul să vă dea liniște în case. Să fiți familii, ascultați-mă, cea mai onorantă stare e o familie după voia lui Dumnezeu. Când vii dintr-o astfel de familie, nu te osândește inima în biserică. Să uită nevasta la mine, uneori în conferință le spun, bă, dragilor, hai să facem niște schimbări de locuri în biserică. Păi cum o zis? Ia să treceți voi căsătoriți unii lângă alții. Să vă mai puteți scoti, să ziceți asta e cam de la noi. E cam pi la noi asta. Puneți-vă voi unul lângă altul, că separat asta toată săptămână. Hai în biserică unii lângă alții, că urmează să vorbim ce zice Biblia despre voi. Și mă uit la ei și cum să uită. Și pe aici m-am mai uitat. Că nu, aici v-ați uitat că tot am rămas în tonul ăsta în diagonală ne mai uităm că zicem, bă, parcă asta trebuie reglată la noi. Și te rugăm, Doamne, pune șurubelnița în potențiometru ăsta și ajustează-ne un pic, că cam țâuie microfonele. Uh, Reglează-ne, de ce? Că uh, când Dumnezeu, când Dumnezeu va veni, dragii mei, înainte să ne întrebe de oameni din Beclean, ne întreabă de ăștia de acasă. De asta Iosua uh, știa că puterea lui de influență asupra altora e minimă. Dar zice, eu și casa mea. Noi am avut sfat de familie, zice Iosua. Indiferent ce ori alege, nu ne condiționăm drumul de alegerea a celorlalți. O zis, voi puteți să vă duceți după Dumnezeu aici, de dincolo, de râu, de unde vreți voi. Dar eu, eu și casa mea, noi vom rămâne în spațiul ăsta, circumscris de voia expresă a lui Dumnezeu. Voi ajunge că în trecut, zice, da, acum voi sunteți fii ai luminii, vă rog să umblați ca niște fi ai luminii și să n-aveți niciun soi de relație care presupune schimb, asta e înțelegerea, care presupune experiență schimb, că noi tatăzuăm cu ei. Nu în sensul că eu nu am prieteni în beclean pe care să-i salut și la care să-i spun ceva despre Domnul, dar trebuie să știu care sunt limitele unei astfel de relații. Și opriți-vă unde trebuie.